Pe bicicletă în drumul spre primărie, așa au venit astăzi să depună actele cei de la Partidul Verde Ecologist, liderul căruia își dorește să fie primar. De obicei, cu ce mergeți? Mergem cu transportul Nestorului, cu transportul ecologic. Este normal să mergem și cu bicicletele și practicăm când avem posibilitate. Până acum, pentru funcția de primar al capitalei s-au înscris 9 persoane. Este vorba despre Timotei Țurcanu din partea Partidului Național Liberal, socialista Zinaida Greceană, Ilie Ancașu de la Partidul Nostru, Vasile Chirtoca de la Comuniști, Oazu Nantoi din partea blocului electoral al lui Iurie Leancă, Serafim Urechean din partea PLDM, Mihai Cârlig din partea Partidului Popular și Grigore Petrenco de la formațiunea Casa Noastră Moldova. La primărie vrea să ajungă și John Oloje, doar că nu în fotoliul de edil, ci în unul de consilier municipal. Așa că deja de o săptămână adună semnături în centrul capitalei. Eu mă iuliez cu primarul din București, Sorin, iuliez cu el. Moldovanul de culoare are 3 mari priorități. Semafoare la zebrele, la fiecare zebră, ca consilier unionist, se fac transportul comun cu București. A treia, se reduce așa, serviciul comunal. Ca să poată candida la funcția de consilier, John Onoje trebuie să adune 300 de semnături. Astăzi, blocul electoral condus de Iurie Leancă a depus actele pentru lista de consilier. La fel a făcut și Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatăi.